Bine v-am regăsit, prietenașilor. Gata, nu a trecut foarte, foarte, foarte mult timp, nu a trecut. Și am reînceput seria de Speakfir 4 pe YouTube aici. Dar de data asta nu mai facem despre Asia Express. Ce o să facem cu niște invitați foarte dragi mie. Astăzi este unul dintre cele mai iubite personaje din Asia Express, dar și unul dintre cei mai iubiți noi prieteni de-ai mei. Răzvan Fodor, doamnelor și domnilor. Ce faci, bă? Mamă, ce prezentare mi-ai făcut, zici că-s președintele României. Frumos, te pup, frățică. Ce faci? Ți-ai luat lemne? Da, mi-am luat lemne. Nu, bă, m-am gata. Ne-am eliberat, ca să zic așa, și am plecat. Da, ne-am mai relaxat, într-adevăr, s-au mai relaxat lucrurile și na. Da, suntem la o căsuță a unui prieten și stăm cu minței aici, decât acasă, mai bine pe aici. Foarte bine. Fii atent. Ia zi-mă, ce ai de gând? Ce faci? Despre ce e, bă? Tot formatul ăsta nou o să... Nu știu, să va baza pe Caterinca. Okay. Eu știu că tu, bineînțeles, și astăzi o să discutăm tot despre astea, Asia Express. Nu. Tu știu că și tu, ca și mine, și ăștia din Asia, ultimile interviuri le-am dat despre Asia. Și eu nu vreau să mai vorbim despre Asia, că am vorbit oricum destul și toată prea lumea mult. Știe tot. Prea mult. Și așa că te-aș ruga foarte frumos... Dacă ai putea să ne povestești, să le povestești oamenilor, dar și mie, un secret de-al tău, bă. Sau o chestie pe care n-ai mai zis-o, sau ceva când ne-am săturat de atât de Asia Express, ce ați mâncat, cum a fost, ce foaie verde. Un secret de-al tău. Să faci curaj, a? Da. Un secret, a? Da, ceva ce n-ai mai zis, sau... Nu știu, sau poate n-ai zis-o cum trebuie, sau ceva ți s-a întâmplat, o întâmplare mai specială, mai fai verde. Da, mă, bine, hai. Da, am povestit nevastă mea la un moment dat pe blogul ei, momentul în care noi ne-am combinat, ca să zic așa. Iar așa. Treaba asta mi se pare că e foarte haioasă și e în zona noastră de băieți. Da, e un secret pe care l-am spus, de fapt e un secret la mine și în gașca mea celor apropiați. Dar acum, după 10 ani de zile, pot să-l împărtășesc în spațiu online. Da. Deci am cunoscut-o pe nevastă în 2007. Bun. 2007. 13 ani. Da, bă, am amușinat-o cam mult, știi? Și ăsta ar fi secretul, că... Țin minte că am alergat-o cu patul pe la leu, pe acolo, la cămine, vreo 3 luni jumate, bă, ceva de genul ăsta. Pe vremea aia trăgea la Viermuș foarte repede, știi? Adică în 2 săptămâni maxim, dacă nu mergea la Viermuș, mergea la Mămăligă, era, știi, tehnic și... Da. După nevastă mi-am țins, am alergat cu patul vreo 3 luni, 4 luni. Ai alergat cel mai mult până acum? Da. Mamă, 3 luni jumate ai zis? Da, frățică, da. Foarte, nu e o rușine, capul meu. Nu e o rușine, înseamnă că... Adică de atunci trebuia să dai seama că, bă, cam ea e. Păi da, din cauza... Ăsta e motivul real. Că altfel fugeam de mult, știi? Adică puteam să mă duc că... Teleleu în altă parte, dar mi-a plăcut. Da, e un secret, să-l știu câțiva prieteni apropiați și da, acum uite, păi ți-l au împărtășit. Da, și tu mi-ești prieten apropiat. Da, te mulțumesc frumos. Da, nu e neapărat ceva, nu e neapărat un secret din ăsta de domnule, e o chestie a mea pe care nu trebuie să o povestesc cu foaie verde. Că mi se pare foarte drăguț mie. Da, bă, noi am povestit, uite, de exemplu, mie mi se pare ăsta un subiect foarte tabu. Ce povesteam noi și tu, cu ce problemă am avut cu ieșitul la baie de dimineață prin Asia. Da. Ai văzut că la un moment dat era atât de normal să vorbim despre faptul că nu ne căcăm, încât... na, am povestit. Da, mă, nu era... e, că trebuie să-ți asumi, bă, până la urmă, trebuie să-ți asumi. Iar toată treaba da, asta bă, cu da. Majoritatea persoanelor publice care apar pe la televizor și-au construit o imagine asta foarte... O pus acolo, undeva pe un piedestal, nu-i ajung nimeni, știi? E foarte greu să fii ca ăla sau
Știi, totul e perfect, să-ți poliți așa cu, dar nu-i așa, că nu. Toți sunt oameni. De ce să mint, cam în zona aia am fost și eu ani buni, adică încercam să arăt o altă fața mea. Cred că e o chestie normală, de ce să fim ipocriți acum? E normal să ai ceva. Așa numai era odată... înainte, adică până să apară netul, într-adevăr, oamenii care apăreau la televizor li spunea o ștampilă din asta, mai de oameni speciali și așa, de când o apăreau netul. Și a început și pe la noi, pe la televizor, să apară tot felul de pocitanii, deja, nu știu, s-a separat treaba, știi? Na, de asta. Da, mă, da. Ideea e că după mulți ani, cum fac eu, de ce e asta, ce facem noi, showbiz-ul ăsta, îți cam asum treaba asta și cam lași din măști, am copii, pentru copil, familie, pentru ce să mai stau să mă țin crai și, nu știu, june prim, știi? Da, exact, da. Exact. Auzi-mi, te rog, care e ultima știri pe care ai citit-o tu? Ultima știre? Mi s-a părut foarte haios. E vechiuță, dar am citit-o recent, treaba cu medicii în Rusia care au căzut de la etaj. Cum adică? N-ai văzut? Nu, n-am văzut. Păi povestește-mi-o, că după aia deci, le zic și eu. Un medic, deci primul dintre ei a fost acum o lună, care a venit și s-a plâns de ce nasoală e situația medicală în Rusia și că n-au măști. Cam aceeași problemă pe care o aveam și noi acum o lună și jumătate. Și s-a plâns că guvernul nu-i ajută, că nu ei cei din linia întâi, că nu sunt protejați, că au o mască și o folosesc 2-3 zile. Mă rog, și a doua zi primul medic a căzut de la etaj dintr-un spital. La o săptămână după, un alt medic s-a plâns de aceeași chestie. Ghiși ce? La fel, a căzut de la etaj. Și al treilea, la fel s-a plâns și ăla. Băi, ca primul... cea mai mare coincidență, a alunecat și a căzut de la etaj. Și al treilea. Da, trebuie să citești, foarte, foarte puternic. Eu la mine ultima știre pe care am citit-o, fii atent. Bă, mi-a dat-o cu... mi-a pus niște semne de întrebare. Stai așa să văd dacă am salvat link-ul. CCR a decis că amenzile date în timpul stării de urgență sunt neconstituționale. A, bun! Da, și când zice adică... așa scrie aici. Stai să văd unde e textul. Bă, dar ăștia nu mai au text. Update. Cine a plătit amenda nu-și mai poate recupera banii dacă s-a scurs termenul de contestare. Super. Pentru cei care au fost amendați, dacă vor să scape de plata amenzilor, trebuie să adreseze unei instanțe de judecată, susține avocatul poporului. Vezi aici procedura. Și atât, adică n-am... Te duci cu ei în proces, cheltuie o grămadă de bani pe avocați, pe nu știu ce, ca să-și recupere. Și oricum banii nu-i vezi înapoi. Banii nu-i vezi. Adică ți se vor scădea din următoarele amenzi, probabil, sau ceva de genul. Ca la noi, la nimeni, mă bucur că putem să vorbim despre treaba asta și că nu ne aruncă nimeni de la etaj din spital. Da. Nu, că nu ne împiedicăm și nu cădem. Mm-hmm. Așa, fii atent, am o rubrică și se numește Ghicește vocea. Ok. Bă, să înțeleg că ăsta, ce faci tu acum cu mine, ăsta e primul episod? E primul episod, da. Ok. De ce? Deci mi se pare tare. Sunt un fel de cobaiul tău pe nu ești cobai, mă, că știu exact ce se întâmplă, doar că am vrut cu tine mă simt cel mai în largul meu. Sau ești bine, cu puțin persoane care mă simt foarte în largul meu. Am sunat 3 persoane. 3, da? Și i-am rugat să cânte o piesă. Cu siguranță știi melodia. Prima oară eu o să spun audio-ul și să vedem dacă tu o să-ți dai seama cine sunt acele persoane. Dar le pui ceva efect pe voce, ceva? Sau nu, mă, nu, vocea? Nu. Îți mai aduce aminte drumul spre noi. Îți mai aduce aminte cafeaua din zori. Îți mai aduce aminte nopțile albe. Acum sunt toate foarte departe. Thank you.
Bă, are voce. Da, normal. Rugăm și oamenii să scrie în comentarii cine credeți că este această voce. Bă, mai pune o dată, te rog eu frumos. Îți mai aduce aminte drumul spre noi. Îți mai aduce aminte cafea din zori. Îți mai aduce aminte nopțile albe. Nu? Acum sunt toate foarte departe. Ok. Am prins o răgușeală acolo și am zis că e Rubi. Deci te dai bătut. Mă dau bătut. Uite acum ați spun cine. Îți mai aduce aminte drumul spre noi. Îți mai aduce aminte cafeaua din zori. Îți mai aduce aminte nopțile albe. Acum sunt toate foarte departe. Da, Raluca, dar uite, vezi că am fost oarecum am fost aproape, pentru că are și ea o răgușeală în gât. Da. Ca Rubi, dar na, am nu ți-ai dat seama, dar eu mă întreb. Da. Următorul. Da, următorul invitat. Mai ți-aduce aminte drumul spre nori? Mai ți-aduce aminte cafeaua din zori? Mai ți-aduce aminte nopțile toate? Acum sunt toate foarte departe. Să moară Ciprian dacă am cea mai vagă idee. Îl cunoști foarte bine. Bă, nu. Îl cunoști bine chiar. E ceva bețiv. Nu e bețiv, nu. Bă, nu, chiar nu e. Nu e. Cunoscut de-al meu, de-al tău, adică suntem... Da, cunoscut și de-al meu și de-al tău. Hai că-ți mai dau o dată. Mai ți-aduce aminte drumul spre nori? Mai ți-aduce aminte cafeaua din zori? Mai ți-aduce aminte nopțile toate? Acum sunt toate foarte departe. Zi-mă! No, frate. No. Nici n-am cum să încerc, adică, da, n-am nici cea mai vacă idee. Mai ți-aduce aminte drumul spre nori? Mai ți-aduce aminte cafeaua din zon? Da. Mai ți-aduce aminte nopțile toate? Mi-a păcălit bine, puși. Acum sunt toate foarte departe. Da, mă, ne-a păcălit. Bine, e foarte simplu, e foarte simplu să păcălești atunci când ai voce bună și te poți prosti și chiar n-ai nici cea mai vagă idee. No. Și acum urmează piesa de rezistență pe care sigur n-ai cum niciodată să o nimerești. N-ai cum. Și ar fi rușine din partea ta să nu o nimerești. Îți mai aduce aminte drumul spre nori? Îți mai aduce aminte cafeaua din zori? Îți mai aduce aminte nopțile albe? Acum sunt toate foarte departe. Ma. Bă, frățică, păi chiar, hai că dacă eu sunt acum primul și un fel de cobai, eu zic eu pentru următorul, dacă respecti rubrica și o faci la fel, frățică, dă-le, adică pune-i să, ok, să nu le recunoști vocea, dar nici chiar în halul ăsta, adică... Ba da, mă, poți să le recunoști timbru, adică poți să-ți dai seama de niște chestii. Uite, îți mai pun o dată. Mai pun o dată. Îți mai aduce aminte drumul spre nori? Îți mai aduce aminte cafeaua din zori? Îți mai aduce aminte nopțile albe? Acum sunt toate foarte departe. Zi-mă! Nu știi, nu? Deci am 2-0 până acum. Șoarecu? No. Bă, este prietenă cu tine. Nu, frățică. Te rog,
așa. Du-te, bă, de aici, bă. Du-te, bă, de aici. Îți mai aduce aminte că vreau hati să o hoate. Îți mai aduce aminte nopțile albe. Da, nu am plăcut. Foarte departe. N-ai cum. Foarte tare. Mulțumim, Adela, mulțumim, Raluca, și mulțumesc, Florin, pentru ajutor. Uite că l-am pus în într-o poziție foarte de abar n-avea. Bă, nebunule, deci trebuie să mă folosesc și pe mine la ora asta pentru alții. Păi da, bă, îți dai seama. Fii atent. Înainte să închidem, e o chestie, o rubrică mai ușor incomodă. Arată-mi ultima poză, trimite-mi eu acum, ca să le pun oamenilor pe ecran, ultima poză pe care o ai tu în telefon. Trebuie să accepti, da. Ai ce să faci dacă ai acceptat. Poză făcută de mine? Da, pe care o ai dar în telefon. Da. Ok. Păi ți-o trimit acum. Ce-i ăsta, mă, bosule? Băi, o vulpe, bă, a venit aseară aici unde ți-ai zis că sunt la... la munte, a venit și i-am dat ceva de mâncare, dar era atât de prietenoasă încât dacă îi ziceam să intre în casă, intra în casă. N-am văzut așa ceva. Știu că e foarte riscant să te muște una sau să te atingi de ea și atunci i-am tras o poză așa de sus. Nevastă mea era jos și încerca să o apropie, țipam la ea să o las în pace. Mamă, dar ce tare, ești nebun. Deci da. Asta e ultima poză din telefon. Da. N-ai vreun selfie, vreo din alea, nu? Nu, ok. Și acum, n-am. Trimite-mi, te rog, și asta, ultima conversație din WhatsApp. Ultima conversație din WhatsApp. Mamă, stai să văd pe ce grupuri. Yeah. Am luat la întâmplă... Am Poker Night. Poker Night, da. Redirecționat. De pe 15 mai putem să ieșim din localitate. Pălămă. Nu putem vorbi de relaxare. Puteți pleca la Sinaia. Da. Foarte tare. Mai am încă niște grupuri care sunt mai pe Pornhub, așa. Bine că... Bă, am și eu vreo două. Am și eu vreo două grupuri din alea. Primez numai... Hai, ferească Dumnezeu. Mă trezesc cu din astea și cu de astea. Prin telefon aiurea, că eu am uitat să nu se mai salvezi. Să nu dau să salvezi automat. Te trezești cu dita mai țâțele sau cu vreun dildo, atât ai direct aici. Da. Bă, îți mulțumesc frumos că, așa cum ai zis tu, ai fost cobaiul meu, e primul episod, dar știam exact ce avem de făcut. Îți mulțumesc frumos că ești foarte sincer cu tine și cu oamenii frățică de acasă. Și oamenii apreciază treaba asta. Noi o să continuăm. A, nu uitați să-i dați follow-ul lui Răzvan Fodor, care a crescut într-un mod cât au crescut alții în 2 ani de zile. El a crescut în câteva luni, ca toți altfel de la Asia Express. Da. Și dați follow că mai postează niște chestii acolo. Eu mă distrez. Și cred că o să vă distrați și voi. Bă, o să te folosesc ca voce. Da, mă sun. Ca voce pentru următorii invitați. Bine, eu vă pup. Ne vedem în următorul episod. Pa! Spicule, felicitări, bă, să-ți iasă, să meargă. E foarte mișto, rubricuța e mișto. Bravo!